Cum simte un om cult se retrage în carapacea sa? Astfel, nimeni nu se poate răuda că l-ar fi auzit rostind o prostie sau că i-ar fi măsurat ignoranța. Experiența avea să justifice vorbele acestea. În timpul primelor zile ale călătoriei, M-am văzut silit să recunosc că era absolut imposibil să mă apropii de Xentovici fără să mă arăt de o indiscreție grosolană care nu mi era nici pe gust și nici nu-mi intra în obicei. Se plimba adesea pe punte, dar totdeauna cu un aer preocupat și sălbatic, cu mâinile încrucișate la spate, în atitudinea în care un tablou ni-l înfățișează pe Napoleon pe deasupra se îndepărta cu atâta bruschețe și grabă, încât ar fi trebuit să alergi ca să-i adresezi un cuvânt. Nu apărea nici la bar, nici în fumoar, nici prin saloane. Stewardul îmi confirmă că își petrecea cea mai mare parte a timpului în cabina sa, antrenându-se în fața unei mari mese de șah trei zile mi-au fost de ajuns uh, ca să mă conving că tactica sa defensivă era mai puternică decât voința mea de a-l întâlni. Eram nespus de contrariat. Nu avusesem până atunci niciodată prilejul să cunosc personal un campion de șah și cu cât mă străduiam să-mi îl închipui pe acesta, cu atât mai puțin izbuteam. Cum să-ți imaginezi un creier preocupat toată viața numai de o suprafață compusă din 64 de căsuțe negre și albe? Desigur, cunoșteam din experiență misterioasa atracție a acestui joc regal, singurul dintre toate jocurile, care scapă cu desăvârșire de sub tirania hazardului, singurul în care nu-ți datorești victoria decât inteligenței tale sau, mai bine zis, unei anumite forme de inteligență. Dar nu-l limitezi oare în mod condamnabil numindul joc? Nu este oare o știință, o artă sau ceva suspendat la mijloc între acestea două ca sicriul lui Mahomed între cer și pământ? Originea jocului de șac se pierde în negura timpurilor și totuși el este veșnic nou. Mișcările sale sunt mecanice, dar nu duc la rezultat decât grație imaginației jucătorului. E strict limitată într-un spațiu geometric, fix. Urmărește o dezvoltare continuă, dar rămâne steril. E o idee care nu duce nicăieri, o matematică care nu stabilește nimic, o artă de pe urma căreia nu rămâne nicio operă, o arhitectură imaterială. Și cu toate astea a dovedit că e mai trainic, în felul său, decât cărțile sau decât orice alt monument, monument, că e un joc unic care aparține tuturor popoarelor și tuturor timpurilor. Nimeni nu știe care zeu l-a dăruit pământului pentru a alunga plictisala, pentru a ascuți spiritul și a stimula sufletul. De unde începe el? Unde se sfârșește? Un copil îi poate învăța regulile, un ignorant își poate încerca cu el forțele, ajungând la o virtuozitate unică. Dacă i-a fost hărăzit darul acesta, dacă i-a fost hărăzit darul acesta, răbdarea și tehnica se adaugă unei ascuțite pătrundere a lucrurilor și, astfel înzestrat, ajungi să faci descoperiri ca în matematică, în poezie, în muzică. Altădată, pasiunea pentru știința, l-ar fi împins poate pe un gal să disece creierul unui campion de șah asemănător, celui despre care vorbim, pentru a vedea dacă materia sa cenușie nu prezintă o circonvoluțiune specială, un fel de mușchi sau de bosă caracteristică, care să-l deosebească de ceilalți. Cât l-ar fi interesat cazul unui om în care darul specific al jocului de șah mergea mână în mână cu o lene intelectuală totală, ca un filon de aur într-o rocă comună. În principiu îmi era desigur că un joc atât de original, atât de genial își poate avea matadorii lui, dar nu puteam concepe activitatea unei inteligențe luate în întregul ei, redusă la această strâmtă cale, preocupată numai și numai să miște înainte sau înapoi 32 de piese pe niște pătrate albe și negre, ajungându-și în acest dute vino întreaga gloria vieții sale. Cum să-ți închipui un om care consideră drept o ispravă faptul că a deschis jocul cu calul și nu cu altă piesă și care își înscrie sărmana și mizera sa părticică de nemurire în paginile unei cărți consacrate șahului. Cum să-ți închipui, în sfârșit, un om, un om dotat cu inteligență care poate, fără să fie înnebunit, în timp de zece ani, să tindă cu toate forțele gândirii sale spre următorul țel ridicol, acela de a încolți un rege de lemn într-un unghier al mesei de șah. Și acum, când un asemenea fenomen, un geniu atât de bizar sau, dacă preferați, un nebun atât de enigmatic, se afla pentru prima oară în preajma mea, pe acest vapor, la șase cabine depărtare de a mea, mă vedeam silit să recunosc că tocmai mie, căruia tot ceea ce ține de domeniul spiritului mi-a trezit totdeauna o curiozitate pasionantă, îmi era imposibil să mă apropii de el. Începui să urzesc cele mai absurde de stratageme. Ce ar fi fost să-i cer un interviu pentru un mare ziar al cărui titlu l-aș fi născocit pe loc? Sau să-i fi propus un turneu bănos în Scoția? Până la urmă mi-am amintit că vânătorul aș își atrage Prada. Până la urmă mi-am amintit că vânătorul își atrage Prada imitându-i strigătul din perioada dragostei. Doar jucând șah poți atrage atenția unui șahist. Adevărul e că niciodată n-am fost un artist serios în acest domeniu, căci nu joc jocul acesta decât pentru propria împlăcere. Nu mă așez în fața unei mese de șah, decât pentru a-mi destinde spiritul. Joc în strictul înțeles al cuvântului, adică mă, mă distrez. În afară de asta, la șah, ca și în dragoste, ai nevoie de un partener și habar n-aveam dacă mai erau pe bord și alți amatori în afară de mine și de soția mea. Pentru a-i atrage, dacă s-ar fi găsit cumva, ne-am instalat în fumoar, în fața unei mese de șah și am început să jucăm. N-am apucat să facem nici șase mișcări că un pasager, apoi un altul, se opri la dreptul nostru și ne cerură voie să i lăsăm să privească. În sfârșit, cineva mă invită la o partidă. Era un inginer scoțian, pe nume McConnor, care, după cum am aflat, făcuse avere să puțuri de petrol în California. Îndesat, cu maxilare proeminente, cu dinți puternici, își datora în parte culoarea aprinsă a feței pasiunii pentru whisky. Era surprinzător de lat în numeri, și acest lucru se făcea simțit până și în jocul său, căci domnul McConnor, făcea parte din acea categorie de oameni care au reușit în viață și sunt atât de plini de ei însăși, încât consideră ca o umilință personală să piardă fie chiar și o inofensivă partidă de șah. Obișnuit să-și impună cu brutalitate voința și răsfățat de treale, acest self-made man masiv era atât de pătruns de superioritatea sa, încât privea orice se ridica împotrivăi ca o încălcare a regulii generale și aproape ca o injurie. Pierdu în silă prima partidă și început să explice cu o autoritate volubilă că își datora înfrângerea numai și numai unei clipe de distracții. La cea de-a treia se legă de gălăgia din camera învecinată. Nu se întâmpla să piardă fără să-și ceară revanșa la început îndărgirea lui, mă distră, iar mai târziu. O considerai doar ca o circumstanță de ordin secundar, care nu-mi stânjenea într-un nimic planurile mele. A treia zi, stratagemea mea dă duroade, dar numai pe jumătate. Xentovici ne zărise oare pe ferise, oare pe fereastră în timp ce se plimba pe punte, ori făcea din întâmplare în ziua aceea onorurile fumoarului. Sigur că l-am văzut îndreptându-se fără voie spre noi și aruncând din depărtare o privire de cunoscător asupra mesei de șah pe care ne străduiam să-i practicăm Marta. McKenner tocmai se pregătea să miște un pion. Dar vai, această singură mișcare fu de ajuns ca să-l convingă pe maestru cât de nedemni eram de prea înaltul sau interes cu gestul cu care respingi fără măcar să-l răsfoiești, un roman polițist prost de pe teșgheaua unui librar, Xentovici se îndepărtă de masa noastră și părăsi fumoarul. A cântărit și a găsit că i prea ușor, îmi spuse în mintea mea, puțin intrigat de privirea acea disprețuitoare. Liber proastei mele dispoziții, îi spusei lui Măcanăr. Mișcarea de mitale după cât se pare, nu prea l-a încântat pe maestru. Care maestru? Îi explicai că domnul care trecuse pe lângă noi și ne aruncase o privire dezaprobatoare era Xentovici, campionul mondial de șah. Ei bine, adăugai, nu ne rămâne decât să înghițim afrontul și să ne obișnuim cu gândul că ne disprețuiește. Fără să ne o luăm prea rău la inimă. Cine n-are, oase rade,